Conform tradiției de bună vestire, se consumă pește și cum românii respectă în tocmai vechile orânduieli, pescăriile au fost luate cu asal de clienți. Constanțenii care nu au venit de la primele ore au fost nevoiți să se mulțumească doar cu ce au găsit. Ce aș fi vrut un pește un pic mai mare, dar am fost prin alte piețe și deja s-a terminat peste tot, deci se vede că lumea păstrează tradiția cu peștele și ne mulțumim cu asta, e mai bine decât nimic. Vânzările pescăriilor au crescut semnificativ în această perioadă. Comercianții au vândut toată marfa. Foarte multă lume a venit, am rămas fără marfă și ieri și astăzi, mulți cumpărători am avut. A venit lumea încă de dimineață? De dimineață ne așteptau la ușă. Au mers, erau aici, au luat, deja e 10-11 ceasul și nu mai avem marfă, au plecat după marfă iar. Au mers și afumatele și preparatele, toate icrele, tot ce avem, au mers. Bine. Cel mai bine s-a vândut peștele de Dunăre, precum carasul sau șaleul. Buna vestire reprezintă prima dezlegare la pește după 4 săptămâni de post.